Ia să vedem cum se mai comportă poliția în trafic. Ca de obicei. Nu trebuie să purtați centuri ca să vă protejați viața, sănătatea. Centuri de siguranță. Porniți girofarul ca să știm că sunteți în misiune. Cu atât mai mult dacă se întâmplă un accident, rămâneți fără dinți sau fără viață, de ce vă puneți viața în pericol? Dacă nu e nicio urgență, puteți să vă puneți centură, după aceea să o scoateți, nu? Că e obligator prin lege pentru toată lumea, șoferi și pasageri. Sănătate, la revedere. Ce exemplu dați altor pasageri și șoferi? Exemplu prost. 52625. Mașina de poliție, mi-a ei. Ei se cred deasupra legii și deasupra naturii. În caz de accident, o să zic că eram la muncă, vă rugam să ne plătiți. Despăgubiri. Tratament gratuit. Când de fapt era cam vina lor. Am așteptat după intersecție să văd cât de mult valorează un cuvânt dat de polițist. Zero. Nada. A zis că a înțeles că își pune centura și nu, nu-i pasă. E clar cu ei, m-am lămurit. Sper să-i vadă și șefii. Șefele. Vă credeți special deasupra legii, da? Sunteți speciali, vă protejează guvernarea. Orice guvernare are nevoie de voi. Dar și noi, societatea, vă vrem. Vii, sănătoși, deștepți, principiali. Că dacă nu respectați voi legea, ăștia la cetățeni de rând, cu atât mai mult, nu o să vrea să o respecte. De ce mai arătați dreapta dacă sunteți atât de speciali? Virați cum vreți voi. Nu mai respectați nicio lege, opriți în intersecție. Faceți ce vreți, că aveți cu ce. Sau doar centura e semnul superiorității. Așa se exprimă sfidător cei mai primitivi, cei mai rebeli cetățeni. Polițiștii n-ar trebui să fie cumva altfel? Un exemplu, un model pentru alții? Mi-așa-mi pare.